Capitala, numărul cazurilor de infecții respiratorii a înregistrat o ușoară descreștere, potrivit șefului Direcției Asistență Medicală și Socială, Boris Gâlcă. Săptămâna trecută s-a atestat o descreștere a internărilor în spitalele pentru copii. Astfel, din cele peste 5.000 de cazuri de infecții respiratorii acute, 44% s-au înregistrat la copii. Totodată, Gâlcă spune că numărul cazurilor de gripă în municipiul Chișinău este în creștere, iar autoritățile din domeniul sănătății trebuie să impună anumite măsuri în vederea prevenirii virozelor și a gripei. În capitală au fost înregistrate 162 de cazuri de gripă, dintre care 99 la copii cu vârsta de până la 17 ani. Că înregistrăm o descreștere neesențială a cazurilor de infecție respiratorii pe teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv o descreștere a numărului de interneri în spitalele pentru copii, dar rămânem îngrijorați cu referire la infecția confirmată prin gripă, care este una în continuă creștere și iată că înregistrăm tot mai multe decese, inclusiv pe teritoriul municipiului Chișinău.